Steaua București a încheiat cu o victorie, 7 la 1 cu AFC Asalt, sezonul regulat al Ligii a patra la fotbal. Jucătorii antrenați de Marius Lăcătuș au deschis scorul încă din minutul 2 prin Alin Robu, iar în minutul 30 Gheorghiță Constantinescu a mărit avantajul după o fază de superioritate numerică. Oaspeții au marcat unicul gol 7 minute mai târziu, dar imediat tot Constantinescu a reușit să mărească avantajul oroșalbaștilor după un șut din interiorul careului consfințind scorul la pauză, 3 la 1 pentru Steaua. După reluare, AFC Asalt nu a mai contat în atac, iar Steaua a mai marcat de încă ori prin Florin Răzdan, Adrian Vâlcea, Adrian Ilie, iar ultimul gol a fost reușit de Alin Robu, care a înscris pentru 7 la 1 cu 5 minute înainte de finalul partidei. A fost ultima etapă și din partea noastră poate puțină relaxare, dar am tratat serios meciul, am încercat să ne facem antrenantul și după golurile înscrise, meciul a fost la mâna noastră. Noi suntem concentrați de când a început campionatul, noi pentru play ne-am pregătit, n-a fost niciun gând pentru campionat și pentru asta am tras un an întreg. Steaua încheie pe prima poziție seria bucureșteană a Ligia 4, -a, iar săptămâna viitoare urmează cele trei întâlniri din play cu Dinamo, Progresul și Carmen București pe stadionul Sportul Studențesc. Meciurile se vor disputa în 27 și 30 mai, iar ultima întâlnire va fi duminică 2 iunie. Toate meciurile echipei militare vor începe de la ora 18.30.